În ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal din 13 iulie, jurnalistul Adelin Laurențiu Petrișor va deveni cetățean de onoare al municipiului Buzău. Propunerea de conferire a acestui titlu a pornit chiar de la primarul Buzăului, ca recunoaștere a contribuției jurnalistului la prestigiul municipiului Buzău în țară și în străinătate. Miercuri a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal cu trei puncte importante pe ordinea de zi și aici mă refer la conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Buzău pentru jurnalistul Adelin Petrișor. Un al doilea aspect se referă la o primă rectificare a bugetului local și cel de-a treilea punct aflat pe ordinea de zi se referă la stabilirea prețului pe metru cub pentru tăierile accidentale 2, se numesc, din Parcul Crâng. Adelin Petrișor este cunoscut ca reporter de televiziune și scriitor și a fost corespondent de război în teatre de luptă precum Liban, Albania, Algeria, Kosovo, Bagdad sau Belgrad. A realizat reportaje și în Coreea de Nord și este autorul mai multor cărți. Buzoianul va fi prezent miercuri 13 iulie în mijlocul consilierilor municipali care îi vor conferi titlul de cetățean de onoare. De la ora 17 în sala Nicu Constantinescu din Palatul Comunal, Adelin Petrișor va susține o conferință în cadrul seriei de evenimente Personalități buzoiene de ieri și de azi.